Acolo. Ce fel de probe ați găsit? Toate detaliile am aflat și trebuie să suntem aici. Iebri și aici. Da? Ce material ați ridicat? Un tip de gata, ce mai faci? Toate informațiile la centrul de presă. Astăzi a avut loc o percheziție, au făcută la ordonanța Centrul Național de Anticorupție. Deci ordonanța a fost efectuată în baza unei solicitări a unui cetățean care a pus la îndoială corectitudinea activității pieței centrale. Deci perchezițiile au avut loc în toate birourile întreprinderii, au fost sigilate și luate materiale pentru a fi verificate dacă într-adevăr e așa cum a depus plângerea cetățeanul dat. În continuare, colegii mi-au spus că percheziția a avut loc corect. Aici poate fi capul mafiei, care poate să mai fie? Așa de când după independență încoace, cu țărania că vine, eu am venit azi și n-am loc în piață, pentru că dacă au al lor clienți și plătesc bani grei și poftim, șede și vinde, bine mersi, banii merg și nu-i mai satru dracu de bani niciodată, cer peste tot bani, dar eu n-am acces, noi țăranii de la țară, n-avem acces în piața centrală. Dacă nu mai plătim noi în aloc, și autorizații, și arendă, și naloc. Nu știu, cădați în magazinii cei mari bani, că acolo să-i găsesc. Noi n-am avut probleme cu administrația. Eu nu cred așa ceva. E că trebuie să las interviu la fete, eu nu știu.